Trotuarul de pe strada Walter Mărăcineanu, vis-a-vis de Piața Sârbilor, s-a transformat în râu, după ce apa rece dintr-o țeavă spartă a țâșnit la suprafață. Locuitorii din zonă au sesizat firma de apă canal, iar reprezentanții acesteia au stabilit că branșamentul unei farmacii este avariat, au stabilit cauza și au plecat. Această țeavă de apă rece este spartă de cel puțin 3 săptămâni. Locuitorii din zona au făcut sesizări la firma de apă și canal. Muncitorii au venit să vadă care este situația, însă până acum nu s-a luat nicio măsură. A trebuit să se ocupe, să nu se întâmple așa ceva, să ia niște măsuri. Eu știu ce se poate, că se poate, trebuie să se poată ceva. Deci e imposibil, numai ce nu vrea omul nu face. Oamenii se întreabă acum cine va plăti apa risipită. Cineva undeva se reflectă, adică consumul ăsta trebuie plătit. Și asta tot în buzunarul omului. Vineri dimineața, o echipă de muncitori a fost trimisă pentru demararea lucrărilor de remediere a avariei, imediat ce jurnaliștii s-au interesat de problemă. Este un branșament al farmaciei de acolo din zonă, care probabil, eu știu, din cauza uzurii, vechimii, s-a spart. Este echipă de la 7:30 dimineața, intervine pentru remedierea acestei avarii. Reprezentanții firmei responsabile au motivat întârzierea. A fost nevoie de obținerea unei autorizații pentru spargerea trotuarului proaspăt asfaltat, iar echipele de muncitori au fost solicitate la mai multe intervenții.